Larry Baie, fără altă cameră, fără nimic. A, ce, nu m-a gândit că nu o să fie... Proiectul de astăzi este parte din campania Lumină pentru România, prin care mergem la familii, cum este cea de aici, în diverse zone ale țării, familii care trăiesc fără curent electric. Deci nu sunt racordați la rețea. Poate unii dintre ei mai au generatoare, dar cu siguranță ei se descurcă cu o lampă, cu o lanternă, ai văzut, cu o lumânare. Și noi le instalăm un sistem fotovoltaic gratuit, prin care au iluminat și pot folosi diverse, să zicem, electrocasnice, nu știu, televizor mic, poate să-și încarce telefoanele, tabletă, un computer pentru copii. Frimiorița este ONG-ul, este asociația prin care derulăm campania. La Lumină pentru România e foarte multă muncă de documentare pe care o fac eu. Cum am venit și aici, am văzut materialul vostru, am venit pe teren, am identificat, am vorbit cu oamenii, am văzut care e situația și apoi iau legătura cu diversi oameni, în general firme, acum sunt foarte deschise, să sponsorizeze, adică să dea banii necesari pentru materiale, echipamente și partea de logistică, transport, drum și așa mai departe, tot ce trebuie, știi? Și mai sunt oameni care donează, pur și simplu, nu știu, donează bani în cont sau donează, redirecționează cei 2% din impozitul pe venit, știi? Adică oamenii reacționează. Din păcate, în țară sunt foarte multe probleme, știi? Adică partea asta cu lumina este foarte importantă, pentru că de-aia suntem aici, dar sunt foarte multe probleme cu educația, cu sărăcia, accesul la sănătate și așa mai departe, știi? Și autoritățile mișcă foarte încet și atunci, să zicem, oamenii care se implică ne ajută pe noi, ei trebuie să ajute să susțină mai multe cauze. Foarte mulți oameni vin, mai ales o parte din autorități, să spunem, vin și le promit sau băi, facem, nu știu, drum, facem curent, tragem apă, mă rog, nu neapărat ai zic de familia asta cu drum cu apă, dar general vin oameni, autorități și le promit diverse lucruri care ori nu se întâmplă, ori se întâmplă foarte greu și atunci ei sunt cumva reticenți, vine unul de la București, domnule, vrem să vă ajutăm, ei nu prea înțeleg cum merge tot sistemul cu donații, cu sponsorizări, cum nu plătesc nimic, știi, adică pe de altă parte și oamenii nu prea se mai așteaptă să vină cineva să-i ajute și să-i ajute gratis. Caz de ceva, Doamne ferește, ambulanță, ceva, ei nu au cum să cheme sau dacă o cheamă prea târziu. Deci nu e doar lumină, sunt toate lucrurile astea care sunt legate, știi. Autoritățile s-au spălat pe mâini, mai ales cele centrale, au delegat, au privatizat toate rețelele de distribuție și operatorii care sunt și în zona aici și în toată țara nu mai sunt interesați de partea asta de extindere. Ei sunt interesați doar să taie facturile, să primească bani pe consumatori existenți și pe unde pot să mai intervină pe modernizări de rețele care s-au făcut înainte, adică rețele înainte de 89. Cam asta e situația. Deci statul e praf. Uite, asta e varianta, de exemplu, fie cu ușurarea birocrației, dacă vrei un branșament cu buletinul, să nu ți se mai ceară toate actele astea, act de proprietate, cadastru, tabulare și așa mai departe, doar cu un simplu, să zicem, acord tehnic pentru partea de siguranță, fie efectiv în zone din acestea mai izolate, mai greu așa, soluții individuale, adică statul să-și asume neputința și să zică, băi, oameni, vă dăm un sistem fotovoltaic sau vă dăm o eolice, știi, hidro, ceva, astfel încât să-i ajute pe oamenii ăștia să le facă viața mai ușoară și să o aducă practică, despre asta e vorba, la un numitor comun cu ce se întâmplă cu restul cetățenilor. Dar oamenii ăștia aici trăiesc, aici e rostul lor, nu? Și atunci ai iurea să nu le asigur și lor un minim, să zicem, băi, uite, un bec, un telefon sau asistență sanitară sau acces la educație. Normal, nu? O, mai trebuie ceva? Fetele, avem și mânuși. Ne trebuie pregătită motorul. Eu aș vrea mânuși. Ăștia doi pinți frumoși. Uh-huh. Știu să fac chestia. Îi pui unul pe ăla, unul pe ăla. Indiferent cum, da? Nu contează. Și apoi cu 0,75, da? Îl bagi fix pe ăsta și îți frângi cât poți tu, da? Cât ajunge... Aici 0,75. Da? Și cât de mult trec cu el? Nu contează, pe mijloc. În majoritatea caselor trăiesc copii și lumina le facilitează accesul la educație și e foarte important să îi ajutăm și să le dăm aripi către educație, pentru că o țară, o nație, o cultură fără educație ajunge, din păcate, poate unde suntem astăzi. Având în vedere că guvernul nu prea se implică, mi se pare normal ca oamenii noi între noi să ne ajutăm. Și făcând voluntariat, cumva facem mișcare. Noi aducând lumina, acest esențial, ca să zic așa, pentru viață, eu zic că e un mare pas înainte. Nu putem să ajutăm și cu drumurile și cu apa și cu educația, dar
măcar cu lumina, zic că totul e și un plus. Nu e doar lumină, e vorba de acces la educație, e vorba de acces la informație și de sănătate. De exemplu, gândește-te, dacă n-ai curent, n-ai cum să-ți încarci telefonul. Să zicem că ai semnal, dar aici în zonă nu ai semnal. Mi-e un pic greu că e așa. Deci să-l scoatem Nicola acolo. Tu ia să-l întindem. Ok. Dă-te mai înspre. Așa. Mi se pare că cel mai important instrument de a schimba ceva în societatea în care trăim este însuși omul. Și dacă noi, ca și oameni, nu ne implicăm să facem o schimbare, după cum bine știm și vedem, clar nu putem aștepta la ceilalți, la cei mai mari, la autorități. Am ales Frimiorița pentru că ai ocazia, în primul rând, mai ales dacă ești o persoană ca mine și îți place să meșterești, ai ocazia să faci chestia asta pentru oameni, pentru cei care n-au posibilități ca noi la orașe și na, mai ai și frumusețile patriei, na, ajungi în tot felul de locuri în care nu credeai că o să ajungi vreodată și e fain, sunt oamenii mișto. E cam tot ce trebuie din punctul meu de vedere. Îmi place foarte mult să călătoresc în țară, să merg cu rucsacul sau în zone izolate cu cortul și, nu știu, îmi place cumva să vorbesc cu oamenii, să stau de vorbă cu ei și acum chiar să-i ajut. Și se întâmplă că suntem în anul 5 de campanie, pe lângă cele 140 de familii pe care le-am iluminat, sunt ultimele 4 școli din țară. Asta nu ca să mă laud, dar ca să știu oamenii că în 2015, apropo de autorități, mai erau 4 școli care nu aveau curent electric permanent. Erau fie pe un generator, fie fără generator și am instalat sisteme fotovoltaice cu calculatoare pentru copii, cu softuri educaționale. Așa ceva. Eu n-am crezut așa ceva. Plus că n-am fost acasă când m-a sunat, când am venit. N-are rost să... ceva necrezut. Sau nu știu cum să... pot să spun, n-am... credem că am un pic de emoții. Deci asta e, nu. Foarte bine, foarte... nu știu, stai Dumnezeu sănătate la toată lumea care a fost aici, nu, pe acotuși.